Un accident rutier s-a produs în jurul orelor 9 la intersecția străzilor Cicero cu Adrian. Un șofer care se deplasa dinspre bulevardul Tudor Vladimirescu a izbit în plin un moped care circula regulamentar. Era cu, din partea asta cu motoscuterul și a pus frână, a venit de jos și intră în el. Da. Cum era victima? Era lovit la coate, la genunchi. Nu veneam acolo. Nu văzut. După accidentul care se întâmplă, deci sunt bulversată. S-a întâmplat în fața dumneavoastră? Da, da. Chiar eu l-am aici jos, aici s-a întâmplat. Un echipaj de la poliție s-a deplasat imediat la fața locului pentru cercetări. Conducătorul autoturismului marca Logan, care circula din direcția bulevard Tudor Vladimirescu, dorind să schimbe direcția de mers pe stânga, pe strada Adrian, nu acorda prioritate de trecere mopedistului care venea din sens opus. Conducătorul scuterului în vârstă de 45 de ani a fost transportat de urgență de către un echipaj de la ambulanță la Spitalul Județean. A suferit un politraumatism, dar la nivelul toracelui și la nivelul coloanei toraco-lombare. Victima se află în afara oricărui pericol, dar conducătorul auto neatent va suporta rigorile legii.